Accident rutier pe DN6 în localitatea Prunișor. O persoană a rămas blocată în interiorul autoturismului, fiind nevoie de intervenția trei echipaje de pompieri pentru extragerea acesteia. Patru persoane au fost implicate, însă doar trei dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale. Accident rutier azi noapte pe drumul național 6 în localitatea Prunișor, unde un autoturism a ieșit în afara părții carosabile. În urma impactului, o persoană a rămas blocată în interiorul mașinii, a fost nevoie de intervenția trei echipaje de pompieri și o ambulanță SMURD. În accident au fost implicate patru persoane, doar trei dintre acestea având nevoie de îngrijiri medicale. Azi noapte, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Severin a intervenit cu o autospecială cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs pe drumul național 6 în localitatea Prunișor, unde un autoturism a ieșit în afara părții carosabile. La sosirea salvatorilor, o persoană se afla blocată în autoturism și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru extragerea acesteia. În accident au fost implicate patru persoane, doar trei dintre acestea având nevoie de îngrijiri medicale. După acordarea primului ajutor medical de urgență de către echipajele SMURD și SAJ, cele trei persoane au fost transportate la spital în stare de conștiință. După acordarea primului ajutor medical de urgență, cele trei persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.